Unul dintre cele mai valoroase grupuri vocale instrumentale de muzică tradițională din Republica Moldova a cântat sâmbătă 11 mai pentru locuitorii comunei Cornulunci. Este vorba despre formația Ștefan Vodă, care a susținut un recital live pentru spectatori. Astăzi, stimați spectatori, aveți onoarea de a participa la un spectacol deosebit a grupului Ștefan Vodă din Republica Moldova. Grupul Ștefan Vodă este unul dintre cele mai valoroase formații folclorice din Republica Moldova și ei nu sunt pentru prima dată în România, ei au fost primii basarabeni care au venit în România în 90 la mănăstirea Putna, cum spunea șeful grupului Tudor Ungureanu, atunci când Ceaușescu de-abia murise și Eliescu de-abia venise. Multă vreme, fraților, să trăiți! Așa a venit din lupte Ștefan cel Mare, cu cipoaie și cu trâmbiți. Bine v-am găsit, fraților! Să știți că sunt și eu frântișenean, datorită lui fratele Ioan Elișescu, m-am stabilit și eu prin 96 la Frântișeni, după întâlnirea aceea de la Putna. Deci mă socot și eu un frate, un pământean de-al dumneavoastră, sunt dragostit de aceste lucruri extraordinare. Am zis că dacă mă retrag din Basarabia, vin aici la Baia, la prima capitală, să-mi fac un bordei acolo, la trecerea spre Bogata. Știți unde frigărui faci acolo, pe malul Moldovei. Sala de spectacole din Cornulunci s-a umplut imediat cu iubitori ai folclorului autentic din Moldova. Ei au un repertoriu, într-adevăr, luat din rădăcinile satului basarabian și stilul de interpretare este autentic, cântă numai live și voce și instrumente și asta și trăiesc. Trăiesc, eu multe formații, multe grupuri, mulți artiști văd, cântă, dar nu trăiesc ceea ce cântă. Ei, la ei lucrul ăsta nu se întâmplă. Poate repetăm acest eveniment și în alte localități din zonă.